Conferința de presă de astăzi a PNL Giurgiu a cuprins mai multe teme de discuție. Pe lângă cele politice, au fost și teme de ordin administrativ sau legislativ. Vreau să informez despre un lucru foarte important care s-a întâmplat săptămâna aceasta, și anume adoptarea în data de 30 martie a legii privind concediul de creștere și îngrijire a copilului și a indemnizației cuvenite acestei perioade. Consecvența cu care a obișnuit electoratul Partidului Național Liberal s-a concretizat și în această lege, vine după o altă inițiativă, cea de anul trecut, prin care au fost majorate alocațiile copiilor. S-a plecat de la niște indicatori statistici care arată declinul demografic destul de îngrijorător al României. Vă dau numai câteva date statistice. În fiecare an, populația României scade cu numărul populației a două orașe mici. Cam în jur de 80.000 de persoane, din anul 2014 am ajuns sub 20 de milioane, asta însemnând nivelul anului 1966. În al doilea rând este îngrijorător indicele demografic în ceea ce privește natalitatea și mortalitatea. Statisticile lunare arată trendul descendent al natalității și aproape corespunzător, ca și număr, trendul ascendent al mortalității. Mai este un lucru care, de asemenea, privit în perspectivă, nu este destul de îngrijorător, și anume faptul că numărul tinerilor de sub 14 ani este mai mic decât al celor de peste 65 de ani. Sociologii denumesc asta iarnă demografică, în perspectivă privind deja sistemul de sănătate și sistemul de asigurări sociale, are toate șansele să intre în colaps. În toată acest context și evident Partidului Național Liberal și reprezentanților lui din Parlament, nefiindu-i, să zic, important acest subiect și privindu-l ca pe un subiect prioritar și nu colateral, a susținut și a adus câteva amendamente la această lege, primul dintre ele fiind eliminarea plafonului de 3.400 de lei, pentru că anterior, indiferent de salariul avut, de media salariilor din ultimele 12 luni, plafonul maxim era de 3.400 de lei. Este discriminatoriu și pe de-o parte, dar și incorrect, pentru că o mamă mică care a făcut eforturi și lucrează într-o multinațională, are un salariu, un venit considerabil, stând acasă să-și crească copilul, are un venit pe care îl impune statul. Pe de altă parte, s-a stabilit indemnizația minimă de ca fiind 85% din salariul minim garantat în plată pe țară, asta va fi cuantumul cel mai mic, și orice persoană care a lucrat 12 luni și face dovada veniturilor impozitate în ultimii 2 ani, va beneficia de această indemnizație. Este foarte importantă și stimularea mămicilor sau tăticilor care doresc să se reîntoarcă înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului și respectiv 3 ani a copilului cu dizabilități. Ei vor primi lunar un stimulent de 50% din acest procent, 85% din salariul minim garantat pe țară în plată. Toate lucrurile astea arată atenția deosebită pe care o acordă Partidului Național Liberal lucrurilor acestora extrem de sensibile, ca și seriozitatea și consecvența partidului. Regat de Centrul de Management al Deșeurilor, cel mai important proiect al Consiliului Țean din mandatul meu, acesta a beneficiat de recepționarea investiției după încetarea mandatului meu cu domnul Gavrilă, președinte interimar, și conform contractului inițial putea fi deschis imediat după această etapă. Soluția era ca centrul să fie dat în administrare societății Eurogrup Techno, societate cu obiect de activitate principal în gestionarea deșeurilor, societatea Consiliului Județean, care dacă ar fi beneficiat de această investiție în administrare, n-ar mai fi ajuns acum în insolvență, banca ar fi angajat foarte mulți oameni și ar fi avut o cifră de afaceri mult mai mare ca în prezent. Nu s-a dorit așa. Dar mai mult de atât, în 2013,
Există un act adițional semnat de domnul Mustățea, prin care se modifică condițiile deschiderii centrului și se stabilește că data de începere a contractului de administrare și data la care se vor preda către concesionarul Ecosud depozitul ecologic va avea loc ulterior semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Ulterior, o formulă juridică foarte superfluă, neclară, care nu s-a materializat nici până astăzi. Așadar, vinovăția care se încearcă să arunce asupra mea, ca și avea vreo legătură cu faptul că la această oră depozitul este închis, echipamentele sunt afectate de această perioadă lungă de inactivitate, puberile acelea stivuite și vara în soare și iarna în ger și zăpadă sunt multe crăpate, incintele sunt pline de mucegai și probabil vor trebui miliarde și miliarde să fie readuse la starea inițială, sunt în vinovăția cui vor considera instituții și persoane abilitate, dar sub nicio formă nu sunt în responsabilitatea mea. Singura problemă reală este că, din motive pe care poate le intuiesc, dar nu vreau să gândesc asupra acestui aspect, Consiliul Județean a pierdut succesiv două procese cu firma Ecosud, firma care în final a câștigat dreptul de administrare. Ori această firmă e unul dintre cei trei ofertanți care s-au înscris la administrarea, la procedura privind administrarea depozitului de la Frătești. Au oferit 94 de lei pe tonă de deșeu depozitat, un alt ofertant, Girexim, o sumă similară, iar firma Iridex, singura care am considerat eu că ar fi trebuit să ajungă să administreze acest depozit, a oferit 61 de lei, cu 30% mai puțin. Este singurul preț realist care permite la acest moment funcționarea întregului sistem în condiții de eficiență. Singurul. Că a câștigat Ecosud, așa cum spuneam, urmarea două procese succesiv pierdute de Consiliul Județean, este o certitudine și face mult mai greu găsirea unor soluții. Există, într-adevăr, o redevență, m-a certat domnul Mandu că introduc prea mulți termeni tehnici în argumentație. Există o redevență foarte mare, va trebui multă minte și multă răbdare să întoarcem această redevență mare la comunele care altfel nu pot suporta plata serviciilor care le vor fi impuse de cei care colectează deșeurile. Deci pentru cei care vor neapărat se găsesc soluții, dar situația este îngreunată de aceste probleme pe care le-am prezentat și mi-aș dori foarte mult să fiu în măsură să contribuie la soluționarea lor, pentru că fără un sistem de gestionare a deșeurilor în județ, problemele de mediu și problemele care se transferă asupra firmelor private va fi foarte greu de soluționat. La fel de punctual, dacă îmi dați voie, o să vorbesc despre alte două contracte, dintre cele patru care la sfârșitul anului au dus prejudicii la bugetul Consiliului Județean, anume drumul județean 411, pentru care eu am semnat contract, și restaurarea Mănăstirii Comana, procedură care s-a derulat în perioada mandatului meu, dar contractul a fost semnat pe propunerea de, pe modelul de contract promovat de mine, de domnul Mustățea. Facând precizarea că toate cele patru contracte despre care se face referire au fost gândite de o echipă de oameni foarte competenți din Consiliul Județean, au fost scrise tot în perioada mandatului meu cele de finanțare și au fost depuse aceste proiecte care au fost dovedit câștigătoare. Că ulterior, într-o formă sau alta, perioada de implementare s-a continuat în actualul mandat, e legat de proceduri, că vrea cineva mai mult decât orice să se împăuneze cu aceste reușite, până la urmă e permis, e democratic și cei care locuiesc în județul Giurgiu și citesc, ascultă ce se spune în presă și fac propria idee. Dar revenind, în aceste contracte sunt trei prevederi acoperitoare pentru Consiliul Județean care au fost introduse exact cu rolul, păi nu vreau să reluați această parte a argumentației, cu rolul de a proteja instituția și fondurile alocate. Anume, garanția de bună execuție pe care o constituie firma care lucrează exact la valoarea contractului. O altă prevedere, ca dacă la un moment dat al evaluării gradului de execuție și graficului de execuție se constată întârzieri,
firma este obligată ca timp de 15 zile să plătească 0,1% pentru fiecare dintre aceste zile de întârziere. Și vă asigur, iarăși, dat fiind valoarea mare a contractului, se pot aduna sume foarte mari. Mai mult decât atât, cel mai elocvent mi se pare prevederea pe care, dacă nu cumva greșesc, la insistențele mele a fost introdus, în articolul 12 la sancțiuni, spune foarte clar la paragraful, la subarticolul 12.3, nerespectarea obligațiilor asumate, inclusiv, evident, finalizarea în termen, dă dreptul părții lezate, Consiliul Județean, de a considera contractul de drept reziliat, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără intervenția instanței. Asta însemna că dacă vorbim de 411, proiectul care a durat cel mai mult, că a început prin 2011, dacă nu mă înșel, ca și lucrare, dacă s-ar fi constatat, și au fost momente când s-a constatat întârzieri majore, putea Consiliul să anuleze contractul și avea tot timpul din lume să rea licitația pentru restul de executat, să găsească altă firmă și să finalizeze astfel încât să nu se plătească cele 530 de miliarde pe care le-a pierdut Consiliul Județean anul trecut, în decembrie. Nu consider că domnul Pavel a jignit cu ceva Partidul Național Liberal. Sunt sincope în existența oricărei persoane determinate de intervenții extranee, de intervenții care de care mai dure, mai ales în preajma alegerilor, și care determină o anumită atitudine. Eu cred că domnul Marian Pavel s-a referit în materialul acela oferit presei, s-a referit la demisia aceea anunțată a dumneiei sale, însoțită de alte zeci de demisii ale unor membri PNL, care au fost mai mult sau mai puțin membri PNL, cred că a avut o scăpare dumnealui. Dânsul s-a autosuspendat în urmă cu un an, în iulie 2015, conform cererii pe care a depus-o la partid, și nu cred că acum mai este în măsură să spună că demisionează. Că practic s-a autosuspendat în iulie în niște termeni extrem de elogioși la adresa Partidului Național Liberal. Ce aș vrea să se înțeleagă, că motivele invocate de dumnealui în comunicatul de presă referitoare la demisie din partid, nu cred că pot sta în picioare, pentru că, în fond, fiecare dintre noi aderăm la un partid că ne place partidul, nu neapărat oamenii care sunt în jurul nostru sau care conduc partidul au cea mai mare importanță. Au fără îndoială și importanța lor aceste elemente, dar important e dacă suntem sau nu liberali. Ori de la domnul Pavel Marian înțeleg că a fost și este credincios principiilor liberale potrivit spuselor dumnealui. Iată ce spune această cerere pe care vă prezint și a depus-o în iulie 2015. Subsemnatul, având în vedere că fac obiectul cercetării penale într-o cauză privind activitatea profesională anterioară, înțeleg să mă autosuspend din funcția de partid, începând cu data prezentei până la clasarea cauzei, ori după caz, pronunțarea instanței de judecată, în ceea ce mă privește. Și acum ceva foarte important. În considerarea celor de mai sus, vă informez că gestul meu îl doresc ca pe o expresie certă a respectului pe care îl am față de Partidul Național Liberal, al cărui membru sunt, dorind să nu aduc în niciun fel atingere prestigiului și principiilor care reglementează activitatea acesteia. Nimic mai gentil, mai prețios din partea unui membru partid să recunoască valorile partidului în care face parte, și cu asta punct. În rest, alte considerații de alt ordin nu fac decât să mie să-mi creeze convingerea că domnul Pavel, dacă cumva a făcut asemenea declarații, este influențat puternic din alte părți, dar pe noi vă garantez că, pe mine cel puțin, nu mă deranjează nici exprimarea lui deloc măgulitoare la adresa mea,
știți, ca nu cam perete s-a potrivit expresia dumneavoastră, că am apărut eu în PNL din senin. Nu-i fac niciun proces de intenție, este o opinie exprimată probabil în repezeală și nu cred că e rodul unei gândiri. Nici nu-l bănuiesc prea mult de asemenea practici pe domnul Marian Pavel. Și cu asta punct. Mult zgomot pentru nimic aș putea spune acest... Cum Dumnezeu s-a întâmplat să apară materialul ăsta chiar acum în preajma alegerilor. Așa de bine, presa manipulată știe, își face meseria cum se cuvine. Sper că ne-ați prins astăzi într-un cadru și împreună pe mine și domnul Beianu. În ciuda zvonurilor, încă suntem copreședinții ai Partidului Național Liberal. Știu, e 1 aprilie, dar am văzut că în acea parte a presei, în general, întâi apar articole și în zilele următoare urmează să se întâmple. Așa cum a fost și cu ultimul articol sau ultimile știri legate de grupul de 37 de liberali care au plecat. Întâi am citit în ziar și pe urmă au apărut demisiile. Din nefericire, se pare că Giurgiu este pământ liberal. În Giurgiu sunt condiții optime să înflorească partide cu brand de liberalism. Cred că Giurgiu este singurul județ în care astăzi avem 3 partide liberale. Este foarte adevărat ce se scrie în presa giurgiuveană, că ne-au plecat mulți oameni. Dar este și foarte adevărat, sau mai adevărat, că ne-au venit mult mai mulți oameni. E adevărat că ne-au plecat oameni valoroși, dar ne-au venit oameni mult mai valoroși. Și aici, dacă vreți, mă refer la exemplu pe care l-a dat colegul meu mai devreme, e vorba de candidatul nostru la funcția de primar al municipiului Giurgiu. Din punctul meu de vedere, nu regret plecarea colegilor la celelalte partide, sau liberale sau neliberale. Au plecat oameni pe care eu nu i-am văzut, sau i-am văzut dincolo de gard în alegerile prezidențiale, dar cu noi pe stradă, cu noi să facă campanie, fiind prima campanie comună pe care am făcut-o după unirea celor două partide, eram în alianță atunci. Din punctul meu de vedere, sunt oameni care au crescut într-un incubator pe perioada lungă cât domnul Lucian Iliescu a fost președintele PNL-ului. Se pare că au crescut multe caractere într-o oală sub presiune și în momentul în care domnul Lucian Iliescu n-a mai fost președinte, au simțit nevoia extraordinară să se afirme, dar să se afirme numai ca președinte sau copreședinte și nimic altceva. De asta astăzi avem două partide liberale în care oameni care și-au dorit să fie copreședinți sau președinți în acest partid și n-au putut, s-au dus și au înființat alte partide. Sigur, îmi exprim regretul pentru că vrem, nu vrem, va trebui să împărțim o parte din electoratul liberal cu aceste partide mici, dar sunt convins că Partidul Național Liberal va avea un scor mult, mult prea mare față de celelalte două separat, dar și împreună. Vă spuneam săptămâna trecută de indignarea pe care o am vis-a-vis de refuzul, să spun așa, al premierului Dacian Cioloș pentru schimbarea prefectului din județul Giurgiu. Astăzi sunt mai mâhnit că nu s-a schimbat nici în ședința de guvern din această săptămână și vreau să vă spun că dacă nici săptămâna viitoare nu se va schimba, luăm în calcul ca a doua zi să facem un meeting de protest în fața prefecturii pentru demiterea prefectului județului Giurgiu, dar și pentru o demisie a premierului Dacian Cioloș. Și spun asta cu toată responsabilitatea, pentru că primul obiectiv pe care și l-a stabilit cabinetul Cioloș acum 5 luni de zile, deci 5 luni de zile, nu 5 săptămâni, este acela de
depolitizare a administrațiilor centrale și locale. Vreau să vă spun că nu și-a îndeplinit guvernul Cioloș nici în proporție de 1-2% acest obiectiv. Avem, repet, în județul Giurgiu, exemplu suprem. Prefect pus de guvernul Ponta, secretar de stat pus de guvernul Ponta, președinte sau director general la CNADNR, și aici fac o paranteză, foarte performant, foarte performant. Știu că podul de peste Dunăre trebuia să fie gata de astă toamnă. Nici în vara asta n-or să aibă ocazia turiștii să circule fluent pe acest pod. Însă sunt ținuți în continuare în administrația locală sau națională pe baza unor criterii de lipsă de performanță, aș spune eu. Am să închei cu două exemple de fapt un exemplu, că pe primul l-am dat ăsta cu podul, de bun management, de gospodar, de om care știe să cheltuiască fonduri europene, așa cum spunea colegul meu. Îl felicit pe primarul Barbu, la modul sincer, îl felicit pentru că am văzut și eu săptămâna trecută la Buna Vestire coadă la piața de grogă pești. Erau pe o coadă, n-aveai loc să mergi pe centura Giurgiului. Eu stau și mă întreb, oare nu se găsește nimeni care să-l tragă la răspundere pe omul ăsta de costurile adiționale pe care le are pentru întreținere, pentru menținere, pentru mentenanța acestui centru de grod de pești, care nu produce nimic? Pentru că vă asigur, și mai fac un pariu cu dumneavoastră și cu opinia publică giurgiuveană, că nici la licitația din 4 sau 5 aprilie n-o să vină nimeni. Și n-o să vină nimeni niciodată la această piață de grod de pești.